Și noi avem probleme. De exemplu, pe strada Ghizdaru și pe strada Bălănoaia asta, spre Bălanu încoace, avem probleme pentru că nu s-au făcut de contor de anul cu un an. Sunt probleme. Așa, ca să vă dau un mic exemplu, e vorba de o firmă care trebuie să facă vizionarea conductei pentru a putea da verde în vederea lucrărilor de astupare și de betonare și de asfaltare. Și ați vedea și voi că pe aceste două străzi am lucrat destul de bine și de mult, dar încă nu s-a făcut. De ce? Că aceste firme noi în România nu prea am avut, trebuie să se constituie, aceste firme trebuie să avizate de consultantul ceea ce a câștigat licitația pentru această lucrare și stăm în așteptare. Iar firmele care au lucrat, e vorba de multe miliarde, intră în faliment pentru că nu pot să-și continue activitatea. Că ei tot ce au susținut financiar pentru această lucrare, au susținut din contul lor, nu din contul acesta al acestei investiții. Și avem asemenea situații. Deci sunt probleme. Cine lucrează la canalizare, există în caietul de sarcini această obligație să facă prin vizionare, prin video, să se facă verificare etanșării acestei conducte cu căminele respective. Ceea ce, sigur, noi nu am fost învățați cu asemenea lucruri. Dar nici nu suntem pregătiți cu o firmă care să lucreze repede acest lucru.